profanarea timpului. Timpul nu mai e sacru, nu mai aparține lui Dumnezeu, este încet, încet incorporat în activitățile urpolitice, dirijate, să zicem, de primul cetățean al oricărei comunități urbane. Nu? Dacă îmi permite să stau... Vă rog. Ori, ceea ce se întâmplă de la 1500 încoace este că în locul transcendenței apare istoria. Iar de la 1800 încoace, în linii foarte mari, în locul naturii apare cultura. Sunt mari substituiri care explică antropocentrismul umanismului, mai mult sau mai puțin ateu, al modernității și, respectiv, agnosticismul, relativismul axiologic și moral al postmodernității. Pur și simplu, înlocuirea timpului cu istoria i-a dezlănțuit în comunitățile occidentale și în elita lor producătoare de bunuri simbolice o notă prometeică. Din nou, omul s-a simțit stăpân nu doar pe pământul pe care îl cultivă sau pe care construiește cetăți, ci și pe timp. În același timp, substituirea secundă de care vorbeam, cultura înlocuiește natura, a estompat sentimentul că trăim sub autoritatea unor legi inexorabile, prestabilite, pentru că firești, pentru că dictate de natură, așa cum apare ea ca un fel de carte a Creatorului, în care sunt înscrise, bineînțeles, și regulile după care funcționează acest ansamblu. De aceea suntem în plin artificiu, de aceea totul e cultură, de aceea, după 200 de ani de la această graduală substituire, mi se pare că putem să facem orice fel de inginerie tehnologică sau socială pentru a modela propria natură așa cum ne convine mai bine. Nu? E posibil să citești modernitatea declanșată de renaștere, care la rândul ei este o recuperare idealizantă a lumii păgâne greco-romane, să o citești în această cheie luciferică. Totuși este o lectură comodă, o lectură insuficientă, o lectură simplificatoare, prea mult, după gustul meu, pentru că, până la urmă, și mesajul biblic către om, întemeiat moral pe decalog, și apoi dezvăluit treptat prin șirul profeților și prin învățătura directă a Mântuitorului Hristos, nu îi cerea omului să nu fie creator, să nu fie prolific, să nu fie cuceritor în sensul bun al cuvântului, să nu se extindă planetar, să nu fie specia dominantă, cum ar spune biologii. Nicăieri în această tradiție revelată a creștinismului nu apare un îndemn explicit sau o interdicție legată de creativitatea noastră, de apetitul nostru cognitiv, de sofisticarea noastră intelectuală, nu ni se cere așa ceva. Deci, putem judeca modernitatea cu tot prometeismul pe care vorbeam și într-o notă mai pozitivă, conformă cu spiritul de profunzime al relației dintre creator și această specie creatoare la rândul ei, care sunt în noi, oameni. Aș recomanda mai degrabă o lectură de tipul ăsta, care explică și secularizarea ca pe maturizarea omului istoric, ca pe o emancipare graduală, nu neapărat ca pe un război de icit, nu neapărat ca pe o deraiere în utopie, împotriva Creatorului. Există în tot ce face modernitatea o dimensiune luciferică și s-a văzut foarte limpede în derapajul totalitar care a însângerat secolul 20 prin cele două dictaturi gemene, două utopii încarnate în nazism și în comunism. Deci nu putem nega potențialul demonic al acestui prometeism, să zicem, dar
În același timp, cred că e de datoria noastră, în măsura în care gestionăm memoria colectivă a creștinismului, ca europeni, să vedem în toată această evoluție a științelor, tehnologiilor, în toată această emancipare treptată a omului și împlinirea poruncii lui Dumnezeu. Problema este că de aici s-a trecut de la un umanism creștin la un umanism ateu și încet, încet la pretenția de a formula un transumanism, adică o lume golită de transcendență, complet istoricizată și complet artificială, pentru că totul e cultură, inclusiv sexul nostru. E, în fapt, e o opțiune, mi se spune. E un construct social. Legile, normele morale, tradițiile de orice fel, sunt construite. Au fost construite, spun anumiți autori, pentru a justifica starea de exploatare a maselor, pentru a exprima statul quo-ul unui establishment egoist și acaparator. Avem întâlniri. Da. Deci, la această retorică ne conduce încet, încet ideea că totul e cultură. Totul e cultură înseamnă totul e arbitrar, totul se construiește și se deconstruiește, nu există obiectivitate sau substanță în în relația noastră cu Dumnezeu, există doar reprezentări colective, proiecții sociale, forme de organizare a fricii de necunoscut, sub mantia unor instituții care sunt potențial opresive și așa mai departe. Dar ce vreau să spun este că și România, în fond, după 30 de ani de libertate, de creștere insuficientă, dar vizibilă a nivelului mediu de educație, de intrare de plină în lumea digitală, nu, cu tot ce comportă ea, de informare mai rapidă și mai bogată ca oricând în istorie, și lumea noastră s-a lipit în sfârșit și mental de dinamica pe care am rezumat-o. De toate aceste substituiri care definesc condiția omului modern și respectiv pe cea a omului postmodern. Veți observa că întrucât elitele românești de 200 de ani n-au avut altă temă majoră decât ancorarea țării în aria occidentală, și astăzi există această preocupare permanentă, dar există și pericolul de a nu vedea că noi, de fapt, ne sincronizăm trăind în mic și mai târziu și mai repede. Ceea ce s-a întâmplat, să zicem, în secolul 20, pe vremea când noi eram dincoace de cortina de fier și când războiul rece ne ținea la congelator. Și emanciparea sexuală are corespondent în mai 68, în revoluțiile studențești din mai 1968, care au punctat toate capitalele mari occidentale. Și acest manipulatoriu discurs anticlerical. Una este să ai o conștiință critică despre creștinul acceptabil ca conduită, să zicem, și alta este să devii anticlerical, adică să refuzi orice formă de mediere între tine și Dumnezeu și, în final, pe Dumnezeu însuși. Dar noi copiem mai târziu ce s-a consumat în aceste societăți occidentale. Asta facem. Vin valuri, ecouri ale unor momente de răscruce socioculturală și politică din istoria occidentală a secolului 20, vin în Estul decongelat după 1989 ca niște reziduri sau ecouri târzii pe care le trăim într-o cheie, în general, provincială, nerealizând că multe chestiuni care ne atrag ca fiind expresia ultimei mode, sunt, de fapt, depășite. Pentru că societățile occidentale sunt deja obiectiv mult mai sofisticate decât putem fi noi astăzi. Acum, pericolul pe care îl văd este acela de a pentru biserică, nu
îngăduie nici de cum dau, ca să zic așa, linii de conduită. Dar, după referendumul ăsta, e clar că biserica trebuie să se decrispeze, să vadă că astăzi faci pastorație și prin social media, că ai nevoie mai mult decât de trei site-uri înghețate cu discursuri și comunicate oficiale. Și ai nevoie de un preot care, asemenea preoților ortodoxi români din diaspora, preasfințite, merg ei în pelerinaj din ușă în ușă, dar nu ca la bobotează. Tot timpul au o interacțiune și în așa zisa liturghie de după liturghie. Adică nu mai poți să stai tu, slujitor al altarului, în axul ușilor împărătești, așteptând lumea la slujbă. E clar că trebuie să duci mesajul Evangheliei altfel și pe multe alte canale, căi, în multe alte modalități, către o generație care nu este, nu are cum să fie compact anticreștină, ci este doar într-o stare de relativă ignoranță, ceea ce măsoară și relativul eșec al revenirii orelor de religie în învățământul românesc, și totodată o generație clar emancipată, individualistă, derutată psihologic și valoric, dar care ține la propria libertate și la propria demnitate, de multe ori exagerând drepturile în defavoarea responsabilităților individuale. Adică uitând că nu poți să ai drepturi dacă nu ai și responsabilități. Dar ăsta e portretul colectiv în linii mari a noi generații, care ar putea fi parțial recâștigată misional, biserica se înțelege unde a pierdut contactul sau unde s-a întrerupt convorbirea ei cu sufletul fiecăruia și cu diverse categorii, care astăzi sunt mult mai mobile, cumva mai exigente și care, ca reflex al protestantismului apusean, încep cumva să judece și relația cu preoții în termeni contractualiști. Adică nu în termenii autorității patern-filiale și respectiva obedienței sau ascultării, cum să spun, ci în termenii două des, în termenii uite, Părintele intervine într-o serie de ocazii din viața mea, contribuie la zidirea comunității, la coerența ei, la pacea ei, la descărcarea fiecăruia, cu tot ce are el pe suflet, ca să zic așa, dar nu ca un reper hieratic, exclusiv liturgic, care reparafrazează, care parafrazează pericopa zilei și se mulțumește cu puțin, ci un fel de reprezentant dinamic al unei comunități care nu mai vrea socluri, care are tendința de a contesta ierarhiile, pentru că există o atmosferă, zeitgeist, să-i spunem, un spirit al epocii, care e din ce în ce mai egalitar. Oamenii nu mai suportă ierarhiile, deși fără ierarhii nu există coerență socială, nu există o scară a valorilor. Deci trebuie să găsim mai degrabă media între aceste posibile excese. În ce mă privește, cred că după acest duș rece, cum zicea un părinte, cred că și rostul mirenilor în biserică, cumva, în numele petrinei preoții universale, trebuie revalorizat. Adică, e clar că s-a acumulat o frustrare. În sensul că foarte mulți mireni educați în mediul urban au un sentiment de izolare a lor în biserică. Ca și cum ar fi niște obiecte mute, nu niște parteneri de misiune. Ori aici, cred că iarăși se poate adapta ceva. Gândiți-vă că la referendum au votat foarte disciplinat comunitățile neoprotestante. E un fapt ăsta. De ce? Ei fiind ultra-minoritari în România, dar în avans destul de vizibil, aici-colo, construiesc comunități mai apropiate de ce erau comunitățile paleocreștine.
Practic, oamenii se cunosc unii pe alții foarte bine, au un sentiment asumat de frățietate, de solidaritate activă între ei. Există o plasă de susținere prin efortul comunității pentru fiecare membru al ei. Ori, la noi, la ortodoxi, dacă e să nu ne mai mințim și să nu ne mai iluzionăm, și creștinii care merg cât de des pot la biserică, mai ales în orașe, nu își cunosc vecinii. Nu știu cine sunt ceilalți. Asta e adevărul. Probabil că dacă te duci la aceeași biserică tot timpul, sfârșești prin a... Mă rog, zâmbești, îl recunoști pe doamna cu tare, pe domnul cu tare, mai ai. Dar niciodată nu mai avem țesătura comunitară creștină vie, în sensul că să te simți în casa lui Dumnezeu, ca la tine acasă, pentru că ăsta e geniul ortodoxiei. La origine, propunea de-a dreptul ceea ce catolicii au tot amânat sau edulcorat, îndumnezeirea omului, prin har. Această uriașă, incomensurabilă ambiție pentru om, pe care îi oferă biserica, nu se mai traduce nici măcar între ajutorarea cotidiană a creștinilor, înainte, în timp, nu, dar după, înainte și după Sfintele slujbe. Deci, nu cere nimeni, zic eu, un ajornament de tip Conciliul II Vatican, la începutul anilor 60, văzând că s-au opus prea mult modernității din 150 de ani, Episcopatul Catolic a fost reunit la Roma și în 3 ani au pus la punct noi Constituții dogmatice, tot felul de transformări. Au renunțat la latina liturgică, au trecut la limba poporului, în sfârșit, ceea ce reforma a făcuse cu niște sute de ani înainte. Bun. Nu putem să propunem asta, pentru că acolo pendulul adaptării la actualitatea istorică s-a dus prea departe, transformând multe biserici într-un fel de societăți de caritate care nu au decât, da, așa, un fel de vagă legătură, își pierd legătura sacramentală, mistică, cu inima credinței și cu Iisus Hristos și devin așa un fel de pretexte pentru a ne ajuta sau a ajuta pe cei mai sărmani sau așa. Bă, nu. Nu ne dorim neapărat asta. Însă, nici nu mai putem, zic eu, dacă iubim biserica, dacă suntem responsabili, coresponsabili de viitorul ei, care e sădit în noile generații de acum. Nu? Trebuie să încercăm să vedem cum ajustăm pastorația, cum asociem elita mireană la acest efort și cum deschidem un dialog necomplexat și competent pe cât posibil cu discursurile concurente. Sigur că s-a făcut preasfințit de un dicționar de teologie și științe, să zicem, sau. Dar facultățile noastre de teologie sunt și ele într-o bulă, închise între specialiști, teologii profesioniști, care vorbesc într-un jargon tehnic foarte complicat, înțeles doar de ei, de nimeni altcineva în afara castei. Și adevărul este că de multe ori sunt colonizați de conceptele, științele sociale și le importă în cercetarea lor teologică, dar comunică puțin cu societatea și au o vizibilitate socială, un impact cultural în societate modest. Deci și aici cred că putem să vedem dacă nu trebuie să avem doar o facultate de teologie pe mitropolie, dacă nu trebuie să redevenim exigenți când cernem vocațiile, și dacă nu ne abonăm la un număr fix de viitoare adversare a Bisericii, oferindu-le la capătul studiilor șomajul sacerdotal. Trebuie să vedem în ce măsură adaptăm învățământul teologic la numărul, la realitatea fiecare parte și să isprăvim cu cantitatea, să trecem acum și spre calitate, spre alt fel de cerere a lucrurilor. Și preasfinția asta, eu cred că și în mare, poporul nostru nu are cum să se decreștineze, dar recreștinarea este o
aventura fiecărei generații și o obligație a fiecărei generații. Gândiți-vă că noi am, cei care aveam, uite, studii teologice la sfârșitul anilor 80, comunismul terminat, noi priveam interbelicul și deci toată ordinea creștină veche ca pe ceva subînțeles, pentru că o cunoșteam, studiasem aceste lucruri. 90% din populația României în 1990, însă, scuze, era de fapt decreștinată și se vede foarte clar cât de greu este să reînnozi, după paranteza ateismului științific oficial, o trăire creștină, o cultură creștină, media acceptabilă, un imaginar colectiv creștin. Sigur, s-a mers foarte mult pe cantitate, pe matracaj mediatic și așa mai departe, pe propagandă, într-un fel. Dar convertirea inimilor, finețea intelectual-teologică, adevărul existențial al fiecăruia, nu au fost suficient de bine calibrate în dialogul dintre biserică și societate. Avem și exemple în Occident. Mie mi se pare că episcopii noștri din diaspora sunt mai realiști pentru că au de-a face... adică, vă spun, prea sunt am fost acum de curând la Copenhaga, episcopul Europei de Nord a făcut acolo o întâlnire cu tineretul din eparhia lui. Și oamenii vin cu mașina proprie, în familie, câteodată făcând sute de kilometri. Pentru că Scandinavia e nu doar friguroasă, ci și mare. Și când l-am văzut pe preasfințitul Macarie lângă mine la o putavă, am luat prânzul la o fast food, să zicem, nu? Așa ceva. Mi-a crescut inima, adică mi s-a părut. Iată, domne, un episcop care e și fratele meu, și comeseanul meu, și omul de lângă mine, nu? Undeva într-o bun. Cred că foarte mulți ar avea de învățat din această. Și să știți că de trufie nu e scutit, evident, nimeni. Indiferent cât de sus sau jos l-a pus Dumnezeu în biografia lui individuală. Și eu am avut momente de sminteală sau de trufie pur umană, când te crezi intrinsec și definitiv superior altora pentru că ai o experiență de a ajunge în sfera rarefiată a puterii, care astăzi este atât de caricaturală încât nu mai poate da fiori dramatici nimănui. E pur și simplu o altă etapă. Dar trufia nu e în niciun caz un monopol clerical. E atât de larg răspândită și de smintitoare, încât ne rupe pe toți, mai devreme sau mai târziu, mai mult sau mai puțin, de realitatea imediată și de reflexele firești. De față de semeni, față de societate și așa mai departe. Deci, nimeni să nu ia din ce am spus, în nota unei excluderi, la modul magisterial, pentru că ar fi o obraznicie. Nu asta e de făcut în zilele noastre. E mai degrabă nevoie de această trezire la realitate, care e și o formă, o experiență a smereniei. Este adevărul. Când vii cu picioarele pe pământ, te dai jos de orice socru. Și până la urmă, respecti, dacă e vorba de ierarhii noștri, definiția paulină din epistola către Tit, nu? Care e fișa perfectă a apostolului pentru fiecare episcop. Cred că trebuie să fim conștienți în democrația noastră cam rahitică și în oscilația geopolitică la care suntem supuși, pentru că suntem în tefalie, cum știm cu toții, și aici sunteți și mai aproape de această tectonică, să fim conștienți de faptul că, nu demonizând Occidentul, vom corecta greșelile Occidentului. Occidentul mai are energie și superioritate tehnică, științifică și militară, pentru a își menține în linii mari hegemonia, cel puțin încă un secol. Nu are rost să facem predicții pe termen mai lung de atât. Până se va reconfigura raportul
de putere din această lume, trebuie să tragem de democrație și de drepturile omului, de libertățile fundamentale pe care le avem, dar care s-au banalizat, mi se par subînțelese. Sunt mult mai fragile decât avem impresia. Mult mai ușor le putem pierde. Și spuneam astăzi la Galați că un bun test pentru a ne reanima entuziasmul față de Europa ar fi să ne imaginăm în ce țară ar cere viză românii dacă ar fi reintroduse vizele. Nu? În ce listă de țări ar cere viză. Nu mai avem viză de ani de zile și mi se pare că a circulat cu buletinul de la București la Lisabona sau de la Atena la Stockholm e de la sine înțeles. Ar trebui să nu criticăm opacitatea, egoismul sau la un moment dat senzația noastră de distanțare a elitelor de la Bruxelles față de agenda omului simplu de cetățean obișnuit european, nu știu ce. Ar trebui să nu mai spunem afară, unde e cu tare? S-a dus să lucreze afară. Suntem înăuntru, nu afară. Asta unul. Nu mai e războiul rece, nu mai e cortina de fier, nu mai e asta, în primul rând. Și în al doilea rând, însăși democrația europeană îți dă dreptul să critici argumentat și civilizat ce poftești. Ce crezi tu că nu merge? Și să o spui. Ai și canale de exprimare în sensul ăsta. Trebuie să nu uităm că euroscepticismul este un lux inerent apartenenței la UE. Și ca dovadă se manifestă în tot felul de țări, mai mult, mai puțin, îngrijorător de mult în noi membri, care par să fi uitat de unde au pornit acum 30 de ani. Pur și simplu, au uitat. Dar, la fel de prezent, în ascensiunea unor forțe populiste, de stânga sau de dreapta, și în restul continentului. Deci nu suntem nici aici special. Dimpotrivă, România a avut până nu demult un nivel de euroentuziasm foarte ridicat. Pentru că, probabil, am și suferit mai mult, am fost și mai săraci, mai subdezvoltați la punctul zero de pornire. Sau de repornire. Însă, a nega rostul viitor al Bisericii în societate este antipatriotic, e o formă de ignoranță periculoasă și care nu ne-ar putea face cinste, indiferent de ce discurs însoții treaba asta. Pe mine mă doare sufletul când îmi aduc aminte că generația mea și am fost în 21 decembrie în piață, la universitate, la Intercontinental, da? Când era riscant, nu pe 22, când toată lumea era, da? Am văzut, am trăit cu bucurie deceniul ăsta prim, când pur și simplu ne-am dat seama, am trăit ca pe o eliberare din partea lui Dumnezeu, parcă ne eram eliberați din robia egipteană. Cam așa ne-am simțit generația mea atunci. Am simțit-o ca un miracol. Cu 2, 3, 4, 5 ani înainte, cele mai ascuțite minți nu preziceau prăbușire. Ca un joc de domino a comunismului. Unul după altul, toate regimurile. Eram convinși că ar putea să mai dureze până dispărem cu totul, sau nu știu, nu mai avem până. Și n-a fost așa. Noi am trăit-o în cheia miracolului. Am simțit legătura cu Dumnezeu în stradă, ca un vuiet. Pentru că, într-adevăr, nu aveam altă explicație. Poți să spui, da, cancelariile occidentale, da, au pierdut cursa tehnologică, militară, URSS, da, Reagan, Thatcher și Papa Ioan Paul al II-lea, bun, ce puteau fără pronie? Ce puteau să facă niște simpli oameni chiar și în fruntea unor națiuni occidentale puternice? Ori, văd acum că toate aceste daruri sunt răsturnate. Un copil capricios care s-a săturat de atâtea cadouri și începe să-și manifeste nemulțumirea generalizată față de orice, nu mai face nimic, se supără, dă cu piciorul și așa mai departe. Bun. În același timp, preasfințite, încercând să anticipez și un dialog cu prietenii noștri,
Nu cred că preoții care s-au repezit să învinovățească poporul după acest referendum au făcut bine. Că v-am spus, că v-am chemat, că nu știu. De ce nu s-a ascultat această voce cât ne-am fi dorit de tare? De mult. Hai să vedem și, până la urmă, soluția nu poate fi decât confraternă. Suntem mădulare ale trupului eclesiastic. Nu suntem altceva. Și fiecare are rostul lui în acest organism. Adică nu e nimeni, nu poți să-ți imaginezi un trup chiar și mistic, sub formă decapitată, fără Hristos, sau fără o mână stângă, fără o mână dreaptă și așa mai departe. Toți avem denunțit un talent sau mai mulți, toți avem de conlucrat, toți avem de redescoperit încrederea, pentru că într-adevăr e o societate unde capitalul de încredere socială e aproape de zero și e un dezastru. Nu mai poți construi nimic. Dacă din start nu te împășești prin luptă interioară, neîncrederea. Nu doar în instituții și partide, ci în semenii tăi. Evident că nu putem construi nimic semnificativ dacă nu redescoperim încrederea și conlucrarea. Până la urmă, cu toate discursurile critice, până la un punct întemeiate, de la un punct încolo ideologice și smintite, catedrala care va fi sfințită pe 25 noiembrie rămâne cam singura împlinire a națiunii împreună cu biserica ei în acest mult clamat și proclamat și sărbătorit țopește de cele mai multe ori centenar. Îmi pare rău. Ne plângem că n-avem grandoarea altor națiuni, n-avem adâncimea lor istorică, de creație și așa mai departe. Și totuși când răgazul și resursele se reunesc pentru ca atâta lume să trudească, să pună, să contribuie financiar, arhitectonic, etc., la o astfel de biserică, ne apucăm să facem meme satirice pe Facebook cu o chestie care, într-o atitudine care este și profanatoare și care nu mai înțelege rostul unei națiuni la oaltă. Pare să spună, suntem aici de capul nostru, fiecare, pleci, nu mai vii, dizolvăm ultimul stinge lumina, cam asta este atmosfera, dar această catedrală e acolo, pentru prima dată în capitala României Mari, tocmai pentru a ne reaminti că aparent, cel puțin, avem un destin comun. Adică ne așteaptă încă un secol în care nu ar trebui să stingem lumina aici. Ar trebui să reușim să refacem țesutul social, să refacem încrederea, să ajungem la o doză rezonabilă de optimism, apropo de ce putem și de ce am putea să construim mai departe. Cred că, așa, ca preambul sau o listă de subiecte care ar putea să facă obiectul unei dezbateri, e suficient. Și chiar vă invit, ca să nu monologhez, să înnotăm o discuție cu rugămintea de a vă prezenta, ca să am și eu abar cu cine am plăcerea de a vorbi și totodată de a fi pe cât posibil mai succinți decât am fost eu, ca să poată participa mai mulți la dialogul nostru. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumim și noi pentru frumosul discurs pe care ni l-ați făcut și, într-adevăr, ați avut de-a unde ne-am ducut picioarele pe pământ. Spuneam ce domnia voastră că noi cei care am studiat din anii 80 teologia la Sibiu și la București, le-am, să spunem așa, într-un câmp concentrațional, pentru că erau singurele facultăți de teologie din Sibiu, și București, din Patriarhia Română. Numărul studenților era foarte mare. La un moment dat, facultatea de teologie din Sibiu a trebuit să aibă 1200 de studenți din anii 70. Chiar generația prafericitului care a terminat la Sibiu, erau 250 de studenți într-un an. Deci era considerată facultatea cea mai mare din sudestul Europei, cu număr de studenți, numai teologică.
Dar se pare că totuși eram priviți altfel de către oameni și de către cei credincioși și de către cei mai puțin credincioși, pentru că oamenii priveau înainte de 89 un respect față de tinerii care erau la seminar, față de tinerii care învățau teologia. Sigur, am avut și șansa, noi la Sibiu și la voastră după aceea la București, unde v-ați dus, să aveți profesori deosebiți, oameni care au luat frâiele bisericii în mână și au știut cum să conducă biserica printre valurile potrivnice ale vremii, către zorile libertății care au venit în 1990. Și spuneați acolo că ați trăit în viața universității, în 21, mirajul acesta a libertății. Și mi-aduc aminte că arăta la televizor cum tinerii strigau cu noi este Dumnezeu. Vom muri și vom fi liberi. Îngenuncheau chiar și la Sibiu, am văzut, și rosteau rugăciunea Tatăl nostru. Lucrul acesta dovedește că totuși generația de atunci a avut un sâmbure de credință. Pentru că în școală știm că era un învățământ ateu, dar în familie, bunicii, părinții, care mai știau din reflexesele de religia dinainte, insuflau sentimentul religios copiilor. În așa fel, cum spunea Mitropolitul Antonie, copiii știau să se dedubleze încă de mici. Una învățau de la bunica, că îi zice Doamne, Doamne, cer și să-și spune rugăciunea seara când se culca, și alta spunea la școală, că doamna și învățătoarea sau profesorul spunea despre evoluționism și teoria lui Darwin. Și tot Mitropolitul Antonie spunea că a fost meritul bisericii, care vreme de 45 de ani a menținut sentimentul religios la poporul român. Pentru că tot el spunea că credința în poporul român nu s-a născut în noaptea Revoluției. Adică toată lumea a devenit credincioasă. Nu, lumea era, avea simțământul ăsta și apartenența la biserică. Sigur, erau și vremurile mai grele atunci. Vedem și le spun de multe ori credincioșilor că mergeam, când merg la parohii. Uitați, în timpul comunismului, parcă bisericile erau mai pline. Și de tine, și de copii. Astăzi, deși facem de 20 ceva de ani, facem religie în școală, nu prea aveți copii la biserică. Și ne aducem aminte de vremurile dinainte de 89, când la televizor, ce se vede două ore de la 8 la 10, telejurnalul, cu Nicolae Ceaușescu și cu Elena Ceaușescu, duminica nu exista nimic. Nu erau bal, nu erau distracții, nu erau nimic. Și atunci oamenii ce făceau? Se îmbrăcau frumos, luau copii de mână și mergeau la biserică. Așadar, biserica a avut menirea aceasta de a conduce poporul și a păstra credința. Vremurile pe care noi le trăim astăzi, și spuneați și domnia voastră, deci vremuri de euroscepticism, care vin de multe ori ca o refulare la ceea ce văd credincioșii noștri ce se petrece în Occident, în Anglia, în Franța, chiar în Germania, unde zeci de biserici anual se închid din lipsă de credincioși și în locul lor apar cu zecile moscheile. Sau biserici ortodoxe române. Sau biserici ortodoxe române. Chiar alaltăieri citeam în ziar că undeva în Italia o biserică a fost salvată, a fost luptă între o parohie ortodoxă română și o comunitate musulmană, care se ia biserica. Pentru că bisericile acolo se închiriază datorită faptului că chiriile sunt foarte mari și întreținerea este foarte mare. Într-adevăr, vremurile, cum spuneam la început, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, sunt vremuri grele pe care le trăim noi. Și în vremuri grele trebuie să ne arătăm și noi credința, pentru că, spune Mântuitorul, credința multora se va reci la sfârșit. Și, într-adevăr, am văzut și din referendumul pe care l-am trecut și preoții noștri au făcut tot ceea ce au putut pentru lucrul acesta, că trebuie să intensificăm mai multă activitatea și activitatea pastorală, dar cum spuneai frăția ta, să nu ne transformăm într-un fel de prestare de servicii diaconale, cum se întâmplă, din păcate, în bisericile protestante, pentru că eu au pierdut fiorul liturgic, nu au liturgic nimic. Și tot Mitropolitul Antonie, că îmi place mereu să-l amintesc, spune așa, vreme că 45 de ani biserica a existat în România și a datorat, nu a fost misiune externă, pentru că nu puteau face preoții. Dar datorită faptului că în fiecare biserică exista un preot cu comunitate care făcea liturgia și liturgia aceasta a ținut și celelalte servicii religioase. Deci să împletim și slujirea liturgică, și diaconia socială, filantropia, cu responsabilitatea pentru ca, într-adevăr, lumea să vadă și lumea după aceea prin noi să creadă. Noi vă mulțumim încă o dată și sperăm că ceea ce am auzit în seara aceasta ne va fi de folos. Dacă și din auditoriu mai doresc să aducă completări, să vă pună dumneavoastră. Vă rog, vă rog, să fiți deschiși. Deci, voastră? Nu, dar prezentați-vă. Deci,
Director. Profesor, director la Serina. În discursul dumneavoastră, Renașca este o piatră de pătat. Spre gânditorul rus, Nicolae Gherbiei, caracteriza epoca noastră ca un sfârșit al Renașcului și un început de Evnei. Cât de adevărată poate fi această afirmație, aducându-ne aminte de spusele lui Victor Hugo, că viitorul este al lui Dumnezeu, un Dumnezeu personal, activ în istorie. Părinte, cred că această periodizare a istoriei este convențional didactică. Adică s-au pus niște nume feluritelor epoci, uitându-se faptul că ele sunt mereu întrepătrunse, că nu s-a găsit în calendar o zi în care evul mediu încetează și începe renașterea, că istoria umană e bazată pe continuități fine, pe acumulări, pe mutații discrete la început, care anunță niște transformări mai spectaculoase. Deci, ideea aceasta e veche în diverse mistici, în diverse forme de profetism, să împarți istoria lumii în cicluri, în vârste, în epoci care se succed într-o anumită logică, pentru că avem nevoie să dăm ansamblului o coerență liniștitoare, rațională, să înțelegem și tabloul mare, ca să zic așa. Dar nimeni nu poate să spună, e clar că istoria e punctată de violențe între oameni, este un fel de permanență a războiului, așa cum e clar că ne aflăm sub impactul unor transformări care nu și-au spus, nu și-au eliberat potențialul. Adică trebuie să fim conștienți că istoria de 500 de ani s-a accelerat, e o accelerare uniformă. De ce se întâmplă asta? Istoricii economiei, a ideilor sau ai mișcărilor, ai curentelor politice au căutat explicații, nu? Într-o inovație tehnologică care nu știu ce a declanșat sau nu știu ce eveniment politic sau nu știu ce luptă interprofesională, dar e ceva mai enigmatic de atât. De ce 70.000 de ani lucrurile se pot vedea ca o accelerare uniformă, dar atât de lentă, încât avem impresia că 60.000 de ani au fost sub semnul stagnării sau unor transformări tehnologice aproape insesizabile și că de 10.000 de ani de când vorbim propriu-zis de istorie, da? Adică de sedentarizarea omului, de apariția primelor civilizații, de ce între 10.000 de ani totul se accelerează uniform, ca și cum am fi împinși de o forță pe care evident nu o analizăm până la capăt, către un țel. Nu știm de ce, dar de 500 de ani și de 50 de ani încoace și în ultimii 5 ani și tot așa, toată lumea are senzația că trenul în care stăm se deplasează cu o viteză din ce în ce mai mare și în mod evident se vede asta din viteza cu care totul se învechește. Nu? Din senzația asta că ce era acum 3 ani e deja preistorie sau acum 15, 20 de ani. Din impresia că cineva, am recomandat-o pe cineva pe Facebook o carte și zice, de când a apărut? Că mi se pare că are un aer cam vechi. Și eu zic, da, e complet depășită, din 2017. Pentru că ideea asta că tot timpul trebuie să ai, de ce? Pentru că asta e și reflexul societății de consum, care te face să cumperi mereu și să arunci mereu, să cumperi și să arunci, să cumperi. Bun. Dar cert este că nu m-aș aventura în previziuni de tipul un nou ev mediu și așa. Chiar contextul lui Berdiaev în anii 30, în teologia rusă din exil, e complet irelevant pentru omul de azi. Adică e clar că astăzi avem alte provocări, alte moduri de a înțelege lumea, o nouă sensibilitate și o angoasă mult mai mare, pentru că, într-adevăr, e o lume complicată. De asta au și succes populismele, pentru că ne spun, noi suntem buni, voi răi, ăștia s-ai noștri, restul dușmanii, societatea e în alb și negru, unii au tot adevărul, alții sunt demoni,
și construim pe acest dualism, nu tot. E de datoria noastră și ca iubitori de libertate și democrație și ca creștini să ținem calea de mijloc, chiar dacă e mai puțin atractivă sau că e mai greu de asumat, dar să fim mereu cu ochii pe toate nuanțele din jur. Da, dumneavoastră, vă rog. Da. Petru Șolc, profesor pensionar, președintele unei asociații umanitare. Nu vreau să deviez discuția, sunt de acord cu tot ce a spus personal. Dar nu credeți că rezultatul referendumului este cel care a fost și datorită unei implicări excesive a politicului, a partidelor, atât din opoziție cât și de la putere, care au încercat în felul ăsta să obțină un câștig electoral? Da. Mulțumesc. Se vede cu ochiul liber că s-a respins participarea și din sentimentul că această cauză sau temă supusă consultării populare e confiscată. Și aici, de fapt, se deschide o altă temă. Noi, în Ortodoxie, moștenim modelul teologico-politic al simfoniei bizantine. Statul și biserica sunt cele două, hai să zicem, capete ale vulturului bicefal bizantin. Ori nu mai merge simfonia cu democrația. Nu mai ține. Democrația e divizivă, e plurală. Nu, trebuie să ai un imperiu. Rușii să fie așa, la ei. Au în felul lor un imperiu. Treaba lor. În democrațiile ortodoxe, Grecia, Bulgaria, Serbia, mai știu eu cine, România, în primul rând că de ea ne pasă, e din ce în ce mai greu să... Că iată, oamenii schimbă opinia, votează altfel peste 4 ani, votează în general contra ceva și dacă biserica e prea mult identificată cu un anume partid sau un anume guvern, aduce diviziunile naturale în orice democrație în biserică. Și toate aceste tensiuni și ori nu poți să îi spui nimănui în biserică, intri dacă ai și carnetul unui anumit partid în zonar, sau nu așa funcționează creștinismul. Deci, eu nu spun că biserica, aș predez pentru principiul creștin-democrat, o biserică liberă din un stat liber. Adică, amândouă conlucrează pentru binele social, dar nu trebuie să fie o interdependență care poate să ducă la anexare, la cezaropapism, la nu știu, la, până la urmă la... Și cred că biserica, ca să întreb, sigur că e o chestiune de finanțări, de nu știu ce, dar bun, asta se poate face guvernamental dincolo de un partid sau altul, dar și biserica poate să dezvolte, e o nevoie uriașă de educație. Ar trebui să fie nu doar seminarii, cum aveți la asta, ca viitor pentru viitoria de altfel studenți la teologie, ci și licee, cum sunt liceele catolice în Franța, cele mai căutate de părinții din clasa de mijloc, pentru că sunt mai riguroase, pentru că au o mai bună, chiar dacă program mai comun, au profesori care le inspiră elevilor și valori creștine. Și părinții țin la treaba asta. Deci, avem o gamă întreagă de posibilități de explorat, de văzut, cum redefinim niște lucruri. Cel mai prost ar fi să ne lăsăm deprimați de rezultatul ăsta și să nu acționăm. Din potrivă, trebuie căutate onest niște lucruri cu analiză și explicat de ce. Dar aveți dreptate, domnul profesor, apropo de percepția publică a multor orășeni, mai cu seamă, care au zis, cauza o fi corectă, dar mijlocul nu-mi place. Și atunci, da. Rămâne de văzut și altceva, în ce măsură, că a fost și ceva complet atipic pentru tradiția bisericii. Biserica nu s-a implicat niciodată ca legislator. Aici biserica a pledat pentru o modificare a unui paragraf constituțional. Deci și-a asumat subit pretenția de a, ca sursă de drept laic, profan, cum vreți să spuneți, civil. Și aici poate că a fost o ieșire din
rostul ei natural, chiar dacă înțelegem cu toții, să zicem, rațiunile de mersul. Mă rog, dacă mai sunt... Excelența voastră, Ion Corexori, de la Seminarul Teologic. Cardinalul Henry de Lubac are o carte, Drama umanismului ateu. Da, e frumoasă. În care încearcă să răspundă pozitivismului, marxismului, vitalismului, cu argumente teologice, istorice, filozofice. Întrebăm cum se raportează Biserica creștină la o astfel de abordare din punct de vedere al interculturalității semantice a adevărului revelat. Pe cartea Cardinalului Dorivac, nu știu dacă a fost, dar ar trebui tradusă. Cred că e tradusă. Părintele Ică precis că s-a ocupat de treaba asta, la Sibiu. Aici aș puncta ca răspuns indirect la ce spuneți. O altă premieră adusă de acest referendum. Cooperarea interconfesională. Solidaritatea dintre biserici, culte creștine și chiar necreștine. E un lucru perfect laudabil. Că au avut conștiința că există, că creștinismul ca atare e sub presiune și că toate cultele au cumva chemarea de a face un fond apologetic comun. De asta trebuie să... De asta veți găsi în mine un critic al filetismului. E o erezie condamnată la 1872. Naționalismul religios, idolatrizarea propriei națiuni, a propriului neam. Nu, nu e creștinește. Trebuie să ai conștiința universalității intensive a ortodoxiei, chiar dacă suntem minoritari în lumea creștină. Și tocmai de aceea suntem germeni. Ori aici, iarăși, trebuie să admitem că foarte mult, o parte bună din clerul nostru a introdus acest filetism ca normă în viața fiecare parohii și așa mai departe, nu discutăm decât de noi, ori... Da, nu e așa. Adică trebuie să vedem de acum și restul lumii creștine, să cunoaștem mai bine. Suntem 4% din umanitate, noi ortodoxi. Totul, 12% din lumea creștină. E un revival în America, în America Latină, în Africa. Un creștinism asiatic care apare. Nu trebuie să... Adică, dacă avem la dispoziție cultura internetului, trebuie să pricepem și noi pe ce lume trăim. În sfârșit, să ne dezidim, dezantravăm din aceste faimoase perechi de ochelari de cal cu care privim inclusiv lumea creștină. Nu? N-am văzut prea multă emoție apropo de martiriul creștinilor din matricea creștinismului în tot Orientul Mijlociu. De faptul că comunitățile mediu-orientale sunt obligate la exil sau supuse terorii de cele mai multe ori, ba de Boko Haram, ba de mai știu eu cine, în Africa subsahariană, în Orientul Mijlociu. Trebuie să avem puțin o... ieșim din două aceasta, din carapace asta. Mi se pare firesc. Cum a ieșit Avramide, când și-a plătit casa asta? El să visa în Occident, cum am spus la început. Deci, n-avea o problemă geografică. El optase. A lucrat cu meșteri italieni, plătire eclectică, care ne găzduiește și pe noi azi. Și cred că trebuie să ne și educăm copiii în spiritul ăsta ceva mai deschis la minte, nu așa. Așa cum tineretul ortodox, tineretul țării nu se reduce la ascor 3% sau 5%, trebuie să-i vezi pe cei crescuți cu tableta în brațe și cu iPhone. Asta e, cu tot ce implică treaba asta. Și treptat să ne trezim. E greu și pentru cei care o fac cu avangardiștii. Și eu sunt destul de buimac în lumea contemporană. Deși de dimineață până seara fac efortul de a o înțelege și o descifra. E o lume complicată, într-adevăr. În funcție de vârstă, de poziție, de situația fiecare, e cam greu să... Dar nu trebuie să procesez tot. Nu trebuie să producem generații întregi de mari teologi, mari filozofi, mari sociologi, antropologi, etc. Nu. Pur și simplu să învățăm ce înseamnă dezbaterea. Mă uit la... De câte ori mă duc în
aici, colo, așa, la întâlniri de felul ăsta, văd că lumea se miră ea însă și că nu face asta mai des, că nu discută liber, că nu se descurcă, că nu folosește libertatea, darul libertății. Numai despre partea clericală avem întrebări. Domnul Petru. Bună seara și bine ați revenit. Preot creștin ortodox, de care cu siguranță știți, contemporan Ioan Florin Florescu, stabilit în Scoția, care ține și un jurnal scoțian, da. Că știți, așa. Da. Imediat după rezultatele oficiale ale referendumului, a scris pe blogul său un articol foarte cumpătat, părerea mea, da. Care se numește Calea Bisericii e pastorația, nu referendumul, și dacă îmi permiteți, citesc doar finalul și o să vă întreb dacă sunteți de acord cu această abordare. Cred că e timpul în sfârșit ca ierarhii și preoții să-și amintească faptul că biserica este călătoare, să iasă din biserici și să coboare în mod real printre păstoriții lor, în casele lor, în viețile lor, să le vorbească pe limba lor și mai ales să le vorbească despre Evanghelie. Ritualurile și tradițiile sunt sfinte și frumoase, dar nu pot crea o conștiință evanghelică pe care o edifică numai cateheza biblică. De aceea, ultimul cuvânt al lui Iisus a fost, mergând, învățați toate neamurile. Sunt atât de acord încât am distribuit și eu pe pagina mea. A, și nu am fost atent în seama. Nu, e bun simț. E bun simț. Vreau să spună, a stat în Scoția ca mulți, dar, preasfințite, decât o criptoreformă protestantă cu o străinare masivă a 80% de noua generație de Biserica Ortodoxă, mai bine te adaptezi și vezi ce nu merge, pentru că nu merg chestiuni de formă. Și câteodată de atitudine. Dar e limpede că putem preveni mi se pare că societățile astea, cum sincer, am toată stima pentru cehi, dar când văd acolo ce cote în sondaje are ateismul declarat, mi se face pielea de găină. Adică mă întreb cum poți să reconstruiești, să ai un sens al vieții tale și al celorlalți care trăiești. Conviețuiești, în absența oricărei experiențe a sacrului, a oricărei forme de transcendență, a oricărei forme de cult, a oricărei forme de sensibilitate, să zicem, religioasă. Da, v-am răspuns. Că... Mulțumesc. Am în ceea ce privește referendumul. Aproape 4 milioane de oameni au votat. Da. Și cam 99% au votat pentru familia tradițională, așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Știți că totul ce este meritul bisericii pentru cei 4 milioane. Da. Deci nu ne culcăm nici pe lauri, dar nici să ne facem prea mult mea culpa. Da. Pentru că se pare că partidele politice la început au spus, da, sprijinim cu tare, s-au retras și a rămas singură biserică. Spuneți că ceea ta, se pare că nici toate cultele nu au fost așa. Nu au fost. Au fost culte care au spus credincioșilor, dacă vreți să mergeți, dacă nu, nu. A, prin Harkov, acolo. Da. Dar altfel, acolo n-aș spune că multe le-au zis că șefii unor comunități etnice, dar de exemplu, protestanții, neoprotestanții au fost, se poate stabili pe structura votului că vreo 5%. Dar problema nu e să ne batem pe acest procent, nici să facem din el o sursă de triumfalism, nici de devenism. Problema e să vezi că ceva n-a mers și să spun cum reglezi un cum al Rubic, nu știu, cum aduci la loc toate aceste culori. Cred că se poate și că avem resurse în biserică. Nu... Da, vedeți și cu anul centenar, ca cu dumneavoastră, e un așa ofendir dintre astea foarte mare și, cum ați subliniat și pe ta, singura biserică ortodoxă română, prin sfințirea catedralei, atât de mult pulită, va marca, într-adevăr, așa cum se cuvine, 500 de ani. Da. Și numai noi știm eforturile pe care le-a făcut Patriarhul Daniel, membrii Sfântului Sinodului și în fiecare eparhie, pentru a se strânge fonduri, pentru că da și statul, dar da și credincioșii noștri. Deci, că și noi, de aici, cu toată sărăcia, trimiteam lunar către Sfânta Patriarhie sume destul de frumoase, pentru că credincioșii auzeau la radio, limitați și la televiziune, acolo că ne rugăm pentru titurii și binefăcătorile catedralei. Și atunci, Doamne, vreau și eu să dau. Și chiar spunea vrea fericitul, existau persoane pensionare care lunar trimiteau pentru catedrală câte 50 de lei. Bănuțul Vădăvei. Da, da. Foarte frumos că am reușit asta. Mai multe lucruri ne-au ieșit mai târziu în istorie. Asta nu înseamnă că nu mai ai dreptul să le faci.
dar pentru că... Da, poftiți. Sunt Rolia Andreescu, profesor pensionar. A afirmat că trăim într-o societate bolnavă e deja un risc. Diagnostice avem, slavă Domnului, dar ne lipsesc poate terapeuții. Nu știu dacă ei lipsesc, există totuși. Nu ne pierdem speranța, pentru că individuali creștini avem, de asemenea, universitari, sociologi, antropologi, oameni pe care îi vedem în sunt deseori doar la Trinitas. Mă întreb, de ce oare televiziunea noastră națională nu deschide ușile și pentru asemenea oameni să existe dialogul, mai ales cu tânăra generație? Pentru că e clar, vedem cum tinerii noștri că se îndepărtează și au niște comportamente deja ieșite din linia normalului, proliferează drogurile și în orașul nostru, din păcate. Deci, un prim aliat ar trebui să fie televiziunea, care să nu aibă programe destructive, ci să pună fumărul, eu nu știu ce... La noi există doar televiziuni ale unor patroni care au agenda lor personală. Trebuie să distrugă un adversar, trebuie să conteste pe cineva. Atât. De multe ori m-am întrebat dacă nu s-ar putea colabora cumva. De exemplu, de la emisiunea, rămâne acolo, e chiar așa o interdicție. Emisiunea de domnului Vasile Bănescu, Credință și Cultură. Da. Emisiunea de asemenea de mine, Europa Cristiană. Da. Sunt niște emisiuni care ar face foarte mult bine dacă putea fi întrebate sau invitate aceste personalități și la televiziunea română, națională. Da. E posibil așa ceva? Asta e întrebarea. Trebuie să ne și auto-organizăm. Nu să așteptăm să... Deci există forme de mărturie creștină neinterzise prin nicio lege și trebuie să ne asumăm acest lucru în orice comunitate, de orice mărime. Nu să așteptăm tot timpul ca cineva să... Există un interes al oricărui establishment de a păstra lucrurile așa cum sunt. Dacă sunt proaste, de a le păstra proaste. Dacă... Iar noi nu avem o școală a libertății. E atât de recent această experiență. Continuăm să fim o națiune destul de timorată, care își dezleagă greu limba și sufletul și mai greu și care nu are încă școala libertății ca izvor de idei pentru modelarea unui context pentru lucru. Avem resurse mult mai mari decât am crede. Noi, în fiecare comunitate. Dar de asta spun că o faimosul duș rece ca metafora crizei poate să fie o sursă de renaștere treptată a credinței, dacă primim, descifrăm ce se întâmplă cu luciditate, cu realism, fără complezență. Ce spuneați, doamnă, drogul și așa mai departe. Există o pastorală în Biserica Ortodoxă pentru tinerii care au devenit dependenți de droguri? De ce să nu scrie și ierarhii noștri epistole, că tot apostolii scriau epistole de zon? De ce să nu scrie epistole pe aceste teme reale? Ce să facem cu familiile dezmembrate prin emigrația economică? Ce facem cu drogurile? Ce facem cu diverse aspecte reale pe care parcă le lăsăm în seama altcuiva, nu a mamei biserici, care are... Cineva mi-a spus, de ce nu publică Biserica Ortodoxă un milion de exemplare, într-un milion de exemplare, un nou catehism? Care să răspundă după ce prezintă doctrina, dogmele, să răspundă pastoral la tot evantaiul de probleme ale omului contemporan, pentru ca cineva care vrea să rămână și se simte în biserică, să găsească și ca părinte în dialogul cu copiii lui niște răspunsuri la probleme mai puțin fine, mai puțin duhovnicești, da, care afectează viața oamenilor concreți, nu? Adică, nu totul dintr-o dată, fără panică, moderație, realism, dar
în același timp nici nu mai putem dormi pe noi. Adică trebuie să tragem concluziile situației în care ne aflăm și să trecem la lucru, că e sincerist mult. Dar oricum, doamne, îmi place generația dumneavoastră să se exprimă într-o limbă română, ce să mai zic, admirabil. Adică niciun cuvânt nu era deplasat, duceți frazele la capăt, totul e expresiv și frumos, ce să zic, bravo, dar nu mai avem. În ziua de azi, limba română e... Aș vrea să-i răspund și eu, doamne, dacă îmi permiteți, să spun că în urmă cu 2 ani de zile s-a făcut un parteneriat între Patriarhia Română și Televiziunea Națională. Și Televiziunea Națională trăia unele emisiuni ale postului Trinita sau unele știri sau unele transmisii ale unor slujbe și le dau și pe Televiziunea Națională. Sigur avem Universul Credinței care apare duminica dimineața acolo, care e foarte urmărit de către credincioși. Și, sigur, trebuie făcut mai mult și din partea noastră, dar vedeți. Și auto-organizarea. Da. Dar lumea, de fapt, nu se mai prea uite, el nu se mai prea uite la televizor. Asta. Deci este de funcția televiziunea culturală, TV culturală. Mă din cauza asta. Și încearcă acum TVR3 să preia atribuțiile televiziune culturală. Eu am 2 copii, vreau să fie 24 și 22. Ei de 15 ani nu se mai uită la niciun televizor. Niciodată. Ei trec pe lângă el, mai trece pe lângă un telefon de bonită, de la anii 50, de la cu disc. Deci un obiect. Au terminat cu asta. Ideea de a sta o oră sau două, să cași gura pe canapea la unul, că acolo nu. Gata, asta e pe moarte, televiziunea ca mediu. Asta e. Totul se digitalizează și... Da. Da. Dacă mai sunt, mai luăm o întrebare, două, și dacă nu, am aici un braț de cărți pe cine interesează. Dar mai ales tineri, nu știu, că e un dialog, să vă explic. O mărturie de absolut sinceră și cu care trece în revistă toate problemele, în general, ignorate. Cu prietenul meu, cu Roli, m-a provocat să fac chestia asta și se cheamă Mărturii încrucișate, pentru că nu suntem totdeauna de acord. Faptul creștin în era smartphone. Eu zic că ar fi putut și asta să fie recomandată tineretului. Noi am prezentat-o, dacă ne permiteți, am prezentat-o în urmă cu 2 numere la revista noastră Cuvântul. La revista Eparhie. Da, ne-am trimis-o astă vară și ne avem numai de la Antonie Prevedeală. Da, dar consilierul cultural nu mi-a trimis și mie să văd. Vedeți? Da. Bine. Deci cine mai, dacă dorește cineva, vă rog. Da. Cineva până la generație. Acolo nicio curiozitate? Am văzut o freză. Da, seminarii de amasă. Da, e seminarii de amasă. Da. Bine. Păi, mulțumim. Aici, asta e o carte pe care am făcut-o cu Horia Bernea. Vedeți că eu am multe cărți în dialog, că îmi place dialogul, deși îmi vorbesc cam mult. Despre Roma Bizantină și a reeditat o bazilică. Patriarhul Daniel a avut generozitatea de a aprecia această operă, care e și un testament estetic al lui Horia Bernea, marele pictor și fiul lui Ernest Bernea și cel care a creat Muzeul Țăranului Român la București, dacă a fost acolo la vizită. Dar nu am decât... am unul pentru prietena mea, doamna Gabi Moro, aici, că știu că nu l-a găsit. Dar altfel, 2 cărți aici vă așteaptă dacă doriți. Mulțumim și bine recomandați. Bine, hai. Cuvine-te cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeu. Mai cinstită decât cherubimii și mai rău.
nimic, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Preasfințite Părintele și cuvintează. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Sfântului Duh, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Bine, mulțumim pentru prezență și copii. Vă ați întrebat?